Haideți să mai vedem la nivel global ce se întâmplă cu clima noastră în această perioadă de primăvară. Un raport publicat de Organizația Meteorologică Mondială menționează că această perioadă nefiresc de caldă, care va urma, nu se va datora unui fenomen natural precum El Niño, ci încălzirii climei. De altfel, sunt mari șanse ca anul acesta să nu se producă El Niño până în luna mai, termen care se referă la perioadele de vreme caldă și prelungită, care influențează climatul din întreaga lume. Cu toate acestea, vremea o să fie foarte caldă. Schimbarea climei va duce la încălzirea apei mărilor și oceanelor în mai multe zone ale lumii, iar acest lucru va determina și temperaturi mai ridicate la sol. Peste 90% din căldura produsă de gazele cu efect de seră ajunge în ocean, care se încălzește la temperaturi record. De aceea, anul 2016 a fost cel mai cald din istorie pentru că a avut loc El Niño și încălzire globală. Anul 2019 a fost al doilea cel mai fierbinte, deși El Niño nu a fost așa de puternic. Anul acesta am avut cea mai caldă lună ianuarie din istorie. Iar oamenii de știință spun că semnalul este că schimbarea climei provocată de oameni începe să aibă efecte la fel de puternice precum forțele naturii. Datele adunate până acum sugerează că în următoarele luni se va menține o tendință de creștere a temperaturii medii cu aproximativ 2,7 grade Celsius.